Milioane de oameni fugiți din calea războiului, atacuri cu gaze chimice, multe țări și interese reprezentate într-un conflict care pare fără sfârșit. Este ceea ce vedem și auzim astăzi despre Siria. Problemele globale apărute după criza siriană, dar și modul în care regimul lui Bashar al-Assad a acționat, s-au aflat în centrul unei dezbateri publice organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Printre invitați au numărat ambasadorul Irakului în România și Samir al-Masameh, membru fondator al grupului sirian de acțiune democratică. Fostă ziaristă în Siria, Samir al-Masameh a fost până săptămâna trecută vicepreședintele Coaliției Naționale a Forțelor de Opoziție și Revoluționare Siriene. Povestește cu lacrimi în ochi cum fiul său cel mare a fost la un pas să fie omorât de oamenii lui Bashar al-Assad și ar fi fost condamnată la moarte de același regim. أن عليه أن يعد حتى الخمسة ليرى رأس ابنه يتفجر. Băiatul a scăpat în ultima clipă după ce s-a primit un telefon când numărătoarea ajunsese la 3. Încearcă să demonteze ideea că cei care vin în Europa sunt teroriști. المهاجرون من سوريا هم هاربون من القصف اليومي للنظام بالبراميل على الشعب السوري وبالتالي لا يمكن أن يكونوا إرهابيين النظام حاول تصويرهم على هذا النحو ليتم محاصرة السوريين داخل سوريا وليعمل مزيد من القتل ومزيد من تدمير البنى التحتية في سوريا Speră să fie pace în curând în Siria și crede că soluția o reprezintă un acord internațional. Problema siriană nu trebuie să ne lase indiferenți nici pe noi, crede filosoful Andrei Pleșu. Faptul că se știe puțin despre ce se întâmplă în alte locuri din lume, în speță despre Siria, faptul că chiar politicienii știu foarte puțin, e îngrijorător și trebuie făcut ceva împotriva acestei moțăieli politice. Despre soluțiile la problema siriană a vorbit și decanul Facultății de Științe Politice, Cristian Pârvulescu. După sutele de mii de victime și milioanele de refugiați, situația va trebui reglată, în primul rând, pe plan internațional. Ce complică lucrurile? În primul rând, intervenția puterilor străine, Statele Unite, Rusia, Turcia, Iranul, deci puteri internaționale și puteri regionale care se confruntă acolo.